Orașul Câmpulung Moldovenesc poate să devină a treia stațiune turistică schiabilă din județul Suceava, după Vatra Dornei și Gura Humorului. Cel care a făcut declarația nu este primarul Câmpulungului, Gabriel Șerban, ci președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. Începând de anul acesta, orașul de la poalele Rarăului va intra într-un proces de modernizare. Aici se vor investi aproximativ 30 de milioane de euro pentru amenajarea unei părți de schi, modernizarea infrastructurii rutiere și extinderea rețelei de canalizare. O zonă care are nevoie de multe investiții în perioada următoare, o zonă care a venit cu datorii uriașe în ultimii 20 de ani și cu administrații care parcă s-au întrecut în a face datorii și nu investiții. Începem în Câmpulung Moldovenesc investiții de aproape 30 de milioane de euro. Astăzi dăm startul proiectului de 5,6 milioane de euro, 13 km de străzi, circa 13.000 de metri pătrați de trotuare, 5 km de pistă de bicicletă, două parcuri, spații verzi aici în fața Casei de Cultură și a statuii de lângă noi și sigur că și un sistem de monitorizare și de siguranță pentru populație prin sisteme moderne video. Sunt bucuros să aflu că s-a finalizat în sfârșit procedura și sper să înceapă de luni treaba. De asemenea, Câmpulung Moldovenesc beneficiază de un proiect de 20 de milioane de euro pentru cea mai lungă pârtie de schi pe versant nordic din România, 4,5 km de pârtie de schi. Dacă vor fi realizate, investițiile demarate la Câmpulung Moldovenesc sunt cele mai importante din ultimii 20 de ani, iar primele lucrări, cele la drumuri, vor începe în cel mai scurt timp. Licitația în valoare de 5,6 milioane de euro a fost atribuită. Declarațiile privind planurile de viitor ale orașului nu sunt întâmplătoare. Primarul Gabriel Șerban mai aspiră la încă un mandat și speră că va avea sprijinul lui Gheorghe Flutur. Eu am spus un lucru în 2012, voi susține candidatura domnului președinte Gheorghe Flutur pentru al doilea mandat. Și dacă mă dorește alături de dumnealui în această acțiune, cu siguranță că voi fi în echipă. Anul viitor, primarul Gabriel Șerban va termina al doilea său mandat.